dezbată o problemă, pentru că se face coaliție împotriva altui om. Și cred că se perpetuează, cred că e o problemă peste tot pe planetă. Nu, nu e un caz izolat. Nu, nu, mai e ceva. Eu vă mai spun ceva. Știți ce? Și eu am crezut mult timp că e împotriva lui Băsescu. Nu, e scenariul ăsta al jocului de a-l ataca pe Băsescu, de a crea din Băsescu cel mai mare subiect. Toată lumea se uită la meciul ăsta. De ce? Pentru că pe dedesubt să treacă neobservate dosarele din justiție. Da, da, da? Da, da. Păi mă gândeam astăzi, am făcut un calcul că dacă Adrian Năstase, un tip care e european, minte în felul ăsta pe blogul lui, da? Manipulează, face aceste lucruri, înseamnă că este atât de disperat încât trece peste faptul că față de oameni ca noi își poate știrbi din reputația de om inteligent. Și atunci înseamnă că vrea să, cum să spun, chiar când am văzut că Ioan Temorar îl dă candidat la președinție, din partea, mă și văd așa o coaliție din asta care va cuprinde nu știu cum pe nu știu cine ca să scoată pe Năstase. Și m-au trecut fiorii la ce s-a întâmplat în urmă cu 6 ani. Nimic nu exclus în frale candidaturile. Orice cetățean al României are dreptul să candideze la o funcție publică. Scrie în Constituție. Acum, domnul Adrian Năstase, nu știu dacă va candida din partea, cum a spus dumneavoastră, cum scria Ion Temorar. Ion Temorar, da, Partidul Conservator. Partidul Conservator. Nu, nu, eu nu pot să cred că dânsul ar face asemenea greșeală. Mi-a spus astăzi că din partea PSD-ului nu va. Hai, avem nu, un telefon, da? Atunci e foarte bine. Bun. Bună seara, domnul Ciuvică. Bună seara. Ne-ați stârnit astăzi mirarea. Am rămas perplexi când v-am văzut alături de Adrian Năstase, știind ce s-a întâmplat în urmă cu 6 ani de zile. Da. Ce s-a întâmplat? Cum de-ați uitat umilința pe care ați trăit-o atunci când vorbeați de mama, amintirile sale legate de ridicarea bunicului? Chiar vreau să vedeți un pic această secvență, am difuzat-o, știu că erați în emisiune, n-ați văzut-o. Colegii, hai să difuzăm secvența din 2002, vă rog. Fostul consilier prezidențial Mugur Ciuvică a fost audiat timp de mai multe ore noaptea trecută. Ancheta care este efectiv o diversiune a actualei puteri. Mi-a fost în cursul zilei de astăzi tratată familia într-un mod execrabil. S-au făcut percheziții la mama acasă. Prietena mea a fost ridicată de acasă în calitate de martor. S-au făcut 2 percheziții, nu i s-a permis să dea telefon. A stat aici preț de 5 ore ca să dea o declarație de martor, să spună că n-are niciun fel de treabă cu toate chestiile astea. O chestie, poate o să vi se pară căutată, dar vă spun cu toată sinceritatea că mama mi-a zis că își aduce aminte de cum l-au luat pe taică-su și l-au dus în Siberia. Ciuvică nu are voie să părăsească Bucureștiul 30 de zile. Avocatul Octavian. Am revenit. Marius Oprea spunea atunci că a aflat de la dumneavoastră că i-ați explicat un lucru pe care l-ați aflat în timpul anchetelor, că arestarea sau reținerea s-a realizat cu serviciul secret al lui Bittner, spunea prietenul Ovidiu Iane. Ce s-a întâmplat, domnul Ciuvică, astăzi, peste 6 ani? Ați uitat ce vi s-a întâmplat? Nu, domnul Morar, nu trebuie să fiți nici îngrijorat, nici perplex, nici stupefiat, pentru că s-a întâmplat ceva normal. Vă dau un exemplu, s-ar putea să nu vă placă, dar din punctul meu de vedere e absolut ok și e chiar un angajament. Eu vă spun că putem să facem, de exemplu, la anul, pe vremea asta, o emisiune la dumneavoastră în studio în care să fie invitat fostul președinte pe atunci, Traian Băsescu, la care să particip și eu și fără să țin minte, de exemplu, de procesul acela stupid pe care mi l-a înscenat când am spus că a fost colaborator al securității și mi-a solicitat daune de 500 de milioane de lei, deci fără să mai țin minte lucrurile astea, să mă port absolut normal. Domnul Năstase, din punctul meu de vedere, și nu cred că numai din punctul meu de vedere, este un om politic terminat, este oricum în opoziție, nu mai reprezintă un pericol pentru societate, așa cum reprezenta atunci când era la putere. Pe de altă parte, eu nu fac lista de invitații de la nicio televiziune la care particip la emisiuni
Și mi s-a părut absolut normal să particip alături de un om politic care avea ceva de spus. Eu nu vă stați subiect, că nu vă acuz. În care, scuzați-mă doar un minut, în momentul în care domnul Năstase prezenta felul în care vede el respectarea drepturilor omului și faptul că în 2004 a dat o lege prin care îi apăra pe cei care publică pe internet, le apăra drepturile și așa mai departe. I-am spus că mi se pare ori o probă de cinism maxim din partea lui să-mi spună mie lucrurile astea, ori o recunoaștere a greșelilor pe care le-a făcut în timpul în care era la putere, și a spus că putem să interpretăm ca o recunoaștere a greșelilor. Nu, dar paradoxul, știți care a fost paradoxul? Că în seara asta discutați de libertatea de exprimare, ăsta era titlul emisiunii, și în timpul emisiunii eu, dacă eram, să zicem, acceptam acest compromis democratic că trebuie să vin cu Năstase în emisiune, i-aș fi spus: domnul Adrian Năstase, dumneavoastră puțin mai jos, că pe mine m-ați ridicat de acasă în regimul dumneavoastră, fiindcă am dat un e-mail nevinovat, fiindcă informațiile date atunci de dumneavoastră în Armageddon 2 erau cunoscute de cei, pe mare parte a populației. Domnul Morar, dumneavoastră nu aveți cum să știți cum ați fi reacționat în locul meu, pentru că nu ați fost în locul meu. Eu i-am spus în momentul în care, într-adevăr, vorbea foarte serios așa despre drepturile omului și despre chestiunile astea, că mi-aș dori cumva, dacă s-ar putea printr-un miracol, ca în România toți oamenii politici să fie doar în opoziție. Pentru că atunci când sunt în opoziție, așa gândesc cum i-a spus Adrian Năstase, sunt foarte atenți la chestiunile legate de apărarea drepturilor omului. Bun, problemele cu oamenii politici apar atunci când ei sunt la putere și uită toate chestiunile legate de drepturile omului. Vreau să vă întreb ceva. Această lege vă sperie, vă neliniștește? Nu, am spus astăzi în mai multe rânduri că pe mine nu mă sperie, pentru că în România nu legea reprezintă problema, ci felul în care sunt aplicate legile. Iar în România, cu această lege sau fără această lege, oricum telefoanele sunt ascultate. Și eu mă refer strict la zona politică. În România, oricum telefoanele sunt ascultate. Erau ascultate și pe vremea lui Năstase, și am spus și lucrul acesta al Neniciuve, sunt ascultate și pe vremea lui Băsescu. Cu legea respectivă sau fără, pentru că cine comite o ilegalitate nu se încurcă de faptul că a mai apărut o lege conform nu știu cărei norme europene. Comit pur și simplu ilegalitatea pentru că li se pare celor din servicii că dă bine pentru ei să fie slugarnici față de șef și să le prezinte și să-i prezinte dimineața transcrierile cu ce au vorbit acestarilor politici. Eu vreau să vă mai întreb ceva, fiindcă știți că, și cred că mai țineți minte de când veneați la noi în emisiune, că eu chiar pun toate întrebările, chiar și atunci când zâmbesc frumos, chiar și atunci când e un președinte sau un ministru, pun toate întrebările. Și mai am o întrebare. Spuneați, acum nu vreau să vă critic, sunteți în emisiunea dumneavoastră, dar când aveți emisiunile cu Traian Băsescu, n-am senzația că puneți chiar toate. Aici aveți o problemă de memorie. Vă fac cadou o carte cu Traian Băsescu și dacă o citiți, veți vedea că acolo sunt toate întrebările pe care dumneavoastră vreodată i le-a spus lui Traian Băsescu, le găsiți acolo. Mie mi-a și răspuns. Vă dau cartea cadou ca un exercițiu, chiar un document important. Bine, poate în carte apar emisiunile la care nu m-am uitat eu, poate asta. Nu, în carte apar toate emisiunile, domnul Ciuvică, mai puțin două care au fost proaste, emisiunile din urmă cu mulți ani, așa mi s-au părut mie, proaste și nu le-am băgat. Neinteresante în sensul ăsta. Vreau să vă întreb ceva, pentru că e posibil, eu vă spun, momentul de atunci a fost foarte dur pentru oamenii liberi din România. Toți oamenii liberi din România lui Adrian Năstase s-au speriat în momentul în care au văzut că un om nevinovat, pentru un e-mail nevinovat, în care nu se spuneau decât lucruri cunoscute, acest Armageddon, a fost ridicat vineri din de acasă, percheziționat și tot ce s-a întâmplat acolo, da, de pe stradă. Acel episod a speriat pe toată lumea. Toată lumea, recunosc că și mie mi-a creat un sentiment de neliniște și de neîncredere în regimul în care trăiam. Probabil și mulți alți ziariști din țară au fost speriați, au zis, bă, mai ușor cu Năstase, că cine știe, ne ridică și pe noi. Vă întreb,
ați fost înțeles cu